Dezrobirea celor liberi. Vă voi lua ca popor al meu. Eu voi fi Dumnezeul vostru și veți cunoaște că eu, Domnul Dumnezeul vostru, vă izbăvesc de muncile cu care vă apasă egiptenii. Exodul 6:7. Ca un bun aliat al diavolului, faraonul i-a asuprit pe copiii lui Israel în 4 etape succesive. Asuprirea prin munci grele. Faraonul a inițiat un proiect îndrăzneț de construcție a unor clădiri guvernamentale și a unor temple idolatre prin muncă forțată și neplătită. Această metodă de asuprire a avut drept scop șubrezirea tăriei fizice și spirituale a poporului lui Dumnezeu. Aspra robie. Haina zdrențuroasă și dureroasă a robiei apăsa greu pe umerii sclavilor, căci trebuiau să îndeplinească munci grele pe câmp sau la confecționarea cărămizelor. Genocidul din Gosen. Din nou, Satana lovește cu viclenie poporul lui Dumnezeu, știind că de aici se va ridica un eliberator și, inspirându-l pe faraon să poruncească nimicirea copiilor, el spera să facă fără efect planul divin și împovărarea extremă a poporului. Prin decret de la faraon, ei nu mai primesc paie, un ingredient esențial la confecționarea cărămizilor, ci trebuie să le procure singuri. Deși azi oamenii nu mai sunt robi ai egiptenilor, Satana are activ un plan meschin de slăbire a lor prin munca peste măsură. Rămân memorabile cuvintele faraonului, demascând parcă filozofia și metoda de lucru a diavolului, să se dea mult de lucru oamenilor acestora. Datoriile, creditele la bănci, proiectele financiare nerealiste, gândul luciferic al etalării sau pur și simplu lăcomia și dorința de îmbogățire rapidă pun pe spinarea noastră o povară greu de purtat. Sănătatea noastră fizică și sănătatea spirituală depind de cât de echilibrați suntem în muncă. Trupul suferă intens în cazul abuzului, iar relația cu Dumnezeu și îndatoririle creștine sunt neglijate. Preocuparea noastră majoră este muncă, muncă, muncă de dimineața până seara. Ellen White spune că munca ar trebui să fie sistematică și plăcută. Lucrul cu mâinile nu trebuie să ajungă niciodată ca o corvoadă ingrată. Dumnezeu vrea să ne izbăvească de munca istovitoare, readucându-ne bucuria de a trăi în folosul familiei, al semenilor și al planului său.